Bună, dragii mei! Bună, Gina! Bună, Gina! Suntem la amuleta cu numărul... 10! 10! Cătălin, 10! 10, Cătălin, 10! Dacă nu știi, 10 au fost până acum. Da. Asta e a 10-a. Mă rog, bine, asta. N-are decât una, dar sunt 10! Cum fac eu să câștig astăzi? Nu știu ce face Bontea, nu știu ce face Dumitrescu. Dar eu o să fur de la Bontea ceva și de la Dumitrescu ceva, pun pe farfurie și câștig. Ce ne dai azi și de gătit și de amuletă și cine jurizează? Băi. Repede că am chef de gătit. Iar te grăbești, Florine. Da. Iar te grăbești. Da. Deci, amuleta de astăzi spune așa, dragii mei. Aoleu. Dacă este eliminat un concurent din echipa ta, ai dreptul să-l salvezi și să alegi alt concurent, tot din echipa ta, care să plece acasă. Ăsta îl mai am eu o dată, îmi trebuie din nou. Poți să-l iei tot tu. Da. Cătălin, cum îți sună? Ție dacă ai 3 minute, auzi, okay, pentru el e bun orice. Dacă am 3 minute, eu de ajuns să... Nici nu mi-a trecut pe un cap vreodată că ar putea exista varianta în care să apară o amuletă de genul ăsta și să schimb concurentul. Deci, aceasta este să amuleta prezinți. De astăzi, cea de-a 10-a amuletă. Bună asta. Cred că mi-ar prinde bine una de asta. Eu am deja un avantaj de genul ăsta, un avantaj care face sens abia acum, după ce am văzut avantajele lui Bontea, în care îți poate face schimb de oameni prin echipă. Acum, ce face el dacă va câștiga cu două de-astea? Va avea două avantaje în care să-ți salvezi doi oameni sau poate să-l salveze pe același de două ori. De exemplu, cum a fost cu Ciobi sezonul trecut, nu? E, normal, îți dai seama, atunci dacă avea avantajul ăsta, poc! Imediat îl salva. E un avantaj care te ține în siguranță, așa, pentru ce îți poate face maestru, domnul Bonte. Acum, ideea este așa. Dacă ai greșit de două, trei ori, de ce trebuie să mai fii salvat? Tema întrecerii de astăzi este... Este una pe care ați dat-o multor concurenți. Hai este să... rândul vostru. Hai. Să demonstrați cum vă descurcați cu un ou. Opa! Exact! Opa! Bun. Opa. Ou. Bun! Ce a fost prima oară, ou sau găina? Habar n-am, dar azi avem de gătit ou. Bine că avem găina, îți dai seama, o găină de-aia cât dorea să o fierbi, un an de zile. Deci ne batem în ou. Vă bateți în ou. E o temă care pare banală, dar e destul de antrenantă. Ou e destul de ofertant. Poți să faci multe lucruri cu un ou. Putem să facem și ouă roșii? Dar ce, da. Mă, că-i Paștele departe. Dar l-avem aici pe părintele Florin. Băi. Și cine jurizează? Băi. Astăzi va juriza șef Cătălin Petrescu. Sushi șef la Argentin Sushi and Steak. Bun. Petrescu. E un bucătar foarte mișto. Ne cunoaștem. Eu am fost cel puțin de 4 ori la restaurantul lui... anul ăsta. Îmi place mâncarea foarte mult de acolo. Omul conduce niște restaurante foarte bune, să știi. Noi, ca familie, mâncăm foarte des pe la ei prin Crăciun și ne și comandăm mâncarea acasă de la ei. Fac meseria asta de 20 de ani și o fac pentru că, pur și simplu, cred că m-a atras. De mai mult de 14 ani sunt specializat numai pe bucătărie japoneză. Sunteți pregătiți? Cei mai? Să facem sushi. Celebrele, deja 60 de minute la dispoziție, încă n-am dat start, Florin. Încep acum! Da, mă, te-am întors din drum. Băi, te-am întors din drum și nu o să-ți meargă bine, Florin. Da, bă, știu, păi de-aia m-am enervat. Nu e, mă, bine, mă, așa. Nu o să-ți meargă bine. Deja nu mai știu ce trebuie să fac, fii atent. Ouă! Am plecat de la ideea că dacă am un nou aș putea să fac foarte multe și atunci o să încep cu o probă. Sunt curios dacă poate să-mi iasă și vreau să-mi fac un cuib de ou. Dacă nu-mi iese rețeta asta, mă schimb. Te schimb de bluză, de caracter, de... Nu, mă, îmi schimb. Îmi schimbă abordarea. Cătăline, ce faci, mă, acolo, mă? Ou poșet. Și tu? Și eu. Încep cu ou, că să văd ce iese. Dacă nu-mi iese, mă sucesc. Dacă nu-ți iese ou, și ce faci dacă nu-ți iese ou? Mă sucesc. Cu ce? La cu alt ou. Ce? Ce faci, mă, acolo? Fac cartof pai. Păi și Dumitrescu? Nu știu. Cartof raș. Vreau să iau niște legume, să le prăjesc, să le dau o formă de cuib. Se pun un ou poșat în cuib, un sos carbonara și ceva cu trufe și cam aia e. Deci, Cătălin, ce faci, mă? Ou poșat. Cu ce? Cu pânică. Cu pânică? Cu pânică. Iată, ce e acolo? Iată pânică, mă, ia. Practic, o să fac o felie de pâine pe care o să pun niște spanac cu usturoi, lobsterul,
ou poșat și fac un sos olandez, mămică, mare revedere în casă. Auzi, mă, bă, Cătălin? Ce, mă, lobster? Lobster, băi, frate! Opa! Fii atent, băi, s-a supărat Scărlătescu pe noi. A zis, băi, v-am lăsat destul, dar acum gata. Pur și simplu, până acum, i-am lăsat pe colegii mei să câștige. Că așa mi se pare frumos. Adică ăștia doi au impresia că eu sunt Frerică Geamantan. Dar eu, de fapt, nu sunt despre acum. Te-ai pe aia tu toate trei. Jep și fac 5-4-4. Și am spart. Hai. Mă, Ciucă, nu mă ajut și pe mine puțin? Că, uite, colegii mei nu vor să mă ajute. Zi, mă, că nici n-ai zis zi, ce mă, vrei să Cătălin, fac. Că vrei să ții și mie de asta puțin. Că ni se nișcă. Ia. Îl ajut, da? Că se știe dacă e să câștige azi, de ce câștigă azi? Eu fac așa. Am să fac ce vreau eu. Sorine, zi-ne o noutate, tată, că tu tot timpul ai făcut ce ai vrut. De. Deci fii atent, fac un nou poșiat cu rață confiată, ciuperci de pădure. Te-ai chinuit? Te-ai chinuit mult la confiat? Da. Păi tu știi că am fiert toată noaptea la rață? Cu cartofi pai. Cartofi pai. Mie îmi plac cartofii cu ou. Mamă, da, așa că nu e bine. Luăm foc, luăm foc. Da, da, am văzut, am văzut. Arde, uite cum arde. Dăm semnale cu fum să ne vezi de departe. De ce fac exact aceeași greșeală ca și tu? A? E ciudată chestie. Este flying potato. Flying fish am auzit, bă, dar de cartofi de ăștia care zboară n-am auzit. Ulei un cinci, bro. Auzi, să ne lăsăm de prăjit cartofi.